Elevii din clasele terminale au început astăzi simularea pentru bacalaureat. În județul Mehedinți, pentru examen s-au înscris 2834 de adolescenți. Din totalul acestora, peste 800 au fost absenți la proba de limba și literatura română. Simularea bacalaureatului 2021 a început astăzi cu proba de română. În județul Mehedinți, simularea se desfășoară în 19 centre, neexistând probleme în niciuna dintre acestea. Elevii de la profilurile real și uman au primit la primul subiect la română la simularea BAC 2021 un text din Jean Bart, Mărturisiri literare. Al doilea subiect la română a fost un fragment din piesa Conul Leonida față cu reacțiunea lui Ioan Luca Caragiale. Al treilea subiect la română la simularea BAC 2021 a avut ca cerință prezentarea particularităților unui text al lui Ioan Slavici. Astăzi a început proba la limba și literatură română pentru simularea bacalaureatului în 19 centre de evaluare. La această probă au fost prezenți un număr de 1320 de elevi și 841 au fost absenți. Situația epidemiologică nu a afectat simulările în județul Mehedinți. Regulile de desfășurare sunt aceleași cu cele de la examenele propriu-zise, iar supravegherea probelor cu sistemul audio-video al școlii este reglementată de procedura din anul școlar 2019-2020. Miercuri urmează proba obligatorie a profilului, iar joi va avea loc proba la alegerea profilului și specializării, pentru ca vineri să se susțină proba scrisă la limba și literatura maternă.